mai nimica. Sau Chișinău, Chișinău, oricum totul e cam întârziat astăzi. Hai că pleacă și ăsta. Într-un final. Interrege 1765. Merge prin Deva, Cluj-Napoca, Iași. Are de toate, vagoane de dormit, cușetă, clasa 1, 2, de toate, chiar de toate. Da, foarte bine. Altfel, salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Sunt aici la stația Arad. Asta e de zero, care mai e la Chișinău, Criș, da? Tocmai o plecat trenul 1765 la Iași prin Deva. Și vom face un video despre activitatea de azi, de prima zi din nou mers. Deja sunt lucruri interesante, de n-ar rost. Deci, haideți să începem. Hai că pleacă și ăsta. Bun. La revedere. Hai să văd că se mai aude ceva aici. Opa. Bă, dar ce este? Ah, vine de la Timișoara. Asta merge la Simeria înapoi. Se va întoarce. Da, Doamne ajută. Hai că mă pun și eu de pe treabă. Hai că pleacă imediat și Bradu. Să vedem. Ah, s-a făcut galben. Și 3 și cu R. Scrie R acolo. Cred că R, nu, nici nu văd până acolo, stai. Acum are verde. Nu știu cât se vede, cred că se vede cât, de cât. Acum chiar că pleacă. Deci Bradu continuă. Doamne ajută. Și continui și eu. Dacă și Sfântul Nicolae Mare. De pe linia 2. Azi 2. Două garnituri. Mă rog, două automotoare cuplate. Tot așa. 3, verde și A. Aia scrie acolo. Și așteptăm și noul tren Interregio 375 Mureș dinspre Budapesta Keleti, chiar de pe linia 3.
dar cred că e Simeria. G, Glogovăț, 3, verde, G, da. Ăla e Simeria, clar. Și vine acum, trebuie să vină trenul Mureș, astea, Interregio 375. Haideți că mi-am încoace și uitați ce văd eu. Două vagoane de Arad Curtici. Arad Curtici. Să bage garnitura. Cred că să fie cu una dintre trenurile astea care merg la Budapesta, dar astea o să lase acolo la Curtici. Interesant. Un tren Regio se va forma de aici împreună cu Interregio, care va fi, nu mai știu exact care, poate o să scriu aici jos, dar există. Chiar am văzut în mers sau nu mai știu exact unde. Deci foarte tare. Acum evoluează lucrurile. Apropo, interregionalul circa numai din 10 ianuarie, nu de astăzi. Împreună cu alte rute care e tot interregional, dar alea într-un alt video, așa că haideți să așteptăm trenul, că vine. No, pleacă și LDH-ul de manevră. Da, e acolo. Acum vine, adică, dar până ajunge aici, no, trece o vreme. Interregio 375 Mureș, noul tren. Ei, da, cu vagoane românești, ok. Am zis că o să fie și cu vagoane maghiare unele trenuri, că am văzut, dar asta la urmă. Stație la linia 1 și va pleca în direcția Salonta, Oradea, Satu Mare, Baia Mare. Vă dorim să ajungem. Hai că vine și ăsta. De câte ori n-am așteptat eu trenul ăsta de Baia Mare, pe bune? Interesant că are 15 minute de staționare. Poate în viitor o să bage la garnitură. Într-un fel mă gândeam să mă duc la Periam să văd și să filmez acolo despre cum arată trenurile acum și că, no, ce au băgat CFR și no, Regio Călătorul cum îi da. Am văzut că pe trenul de dimineață a băgat de zero, deci era de zero acolo, pentru Timișoara Nord, Sân Andrei, Periam, Lovrin. Da, deci e bine, circulă, deci Doamne ajută. În rest, acum o să aștept numai trenul care o să vină, cred că Traianul Sud trebuie să vină acum, deci și după aia, da, mă duc și eu acasă, că, no, e fric și totuși, n-o să stau aici toată ziua. Da? Măcar am fost aici de prima zi. Ceea ce e bine. Hai să continuăm. Apropo, e 12 decembrie 2021, noul mers. Asta am uitat să zic. Și la ora asta e 16:49. Interregio 72 Traianus acum are întârziere. Tocmai a trecut de Vinga. Dar mă duc acolo la pasaj, acolo să închei. Zic eu. Bun, am ajuns aici la pasaj. De la Grădiște, aștept trenul IR72 Traianus. Ziceți voi părerea voastră despre ce ați văzut azi în video, dați un like, dislike, oricare, pentru că contează. Distribuiți-o mai departe, atingeți și clopoțelul și ne vedem în următorul videoclip. Salutare și pace, să fiți iubiți! De aici din stația Arad. Bye! Că bine, cu întârziere, dar bine. Apropo, Aradineu Cermei e scos.
Deci îi păcat. Apropo, și tramvai. Ura! Aoleu, aoleu, nu pot să închei. Vest Transrail și Marfar. Ce zi faină asta. Dar bun, hai că cred că manevrează numai. Așa că bye bye.